sondele, trebuie să-l menținem. Vara să îl menținem la parametri normal de pH și iarna la parametri normal de pH. Diferența de normalitate între iarnă și vară este modică, dar este importantă. Dacă noi vorbim de pH-ul sondelui 7,35, noi am povestit în trecut faptul că pH-ul, orice om care studiază chimia, știe că pH-ul este un mod de interpretare a încărcăturii electrice, anume milivolți. Și că noi acolo avem o valoare în jur de 25 de milivolți, minus potențial negativ, minus. Cu cât noi virăm către 7, nu mai avem niciun potențial, e 0. Când noi mergem, coborâm în jos spre 1, aciditate mare, foarte mare, deci 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1 e maxim de aciditate. Cu atât, potențialul nostru ajunge un plus, pe plus 400 de milivolți. Dacă noi mergem în direcția cealaltă, ușor alcalin, asta înseamnă că sondele nu o să ajungă niciodată la valoarea pe care v-am spus-o. Pentru el, o diferență foarte mică, 7,35-7,38, deja înseamnă o diferență extraordinară. 7,45 din anumite condiții în care trebuie să refacă, să regenereze organe. Deci poate să facă lucrul ăsta, da. Și atunci el ar trebui să vireze un pic spre alcalin pentru ca potențialul electric să devină, să fie un potențial negativ și să existe energie cu care să faci față la efortul de recuperare al corpului. O să mă întrebați cu ce se leagă subiectul ăsta de subiectul pe care tocmai l-ai propus, Olga. Și atunci o să vedeți că, când termin subiectul ăsta, aveți deja o bază puternică vis-a-vis de reîntânărire. Deci, dacă noi suntem atenți la pH-ul corpului, vom vedea că 80% din părțile care constituie corpul sunt alcaline, 20% sunt acide. Asta înseamnă că mâncarea pe care noi o facem în fiecare zi ar trebui să respecte această proporție. Deci, în situația în care, în perioada de vară, vara ce se întâmplă? Noi suntem solarieni. Vara crește foarte mult potențialul negativ, pentru că soarele este foarte aproape de pământ. Iarna, soarele este departe de pământ. Potențialul negativ scade. Noi am măsurat valorile, diferențele, variază extraordinar. Un om poate să ajungă, dacă noi folosim scara internațională ULP, de măsurare a valorilor bioelectrice, el poate să ajungă, de exemplu, în perioada de iarnă, dificil, un om care nu face nimic, dar e cât de cât moderat, adică nu e exagerat să piardă nopți, să mănânce iurea, e cât de cât așa, să ține între ape, el poate să aibă un potențial de minus 650, minus 700. În perioada de iarnă, perioada grea, când e frig afară, poate minus 20 de grade. Dar același om, fără să facă mare lucru, în perioada de vară, să zicem iulie, august, el atinge un potențial de minus 1200-1400 de ULP.